Aș vrea să întăresc ceea ce a spus Lucian. Eu nu pot să uit că în spatele prumei de succes literar pe care l-am e o mătușă, ca la Adrian Năstase. Adică o mătușă care îmi dă $1,200 să-mi tipăresc prima carte. Și mi-a apărut 200 de exemplare, ceva în genul ăsta, cu o ofertă oribilă. Mi-a fost rușine să o dau în cartea respectivă. Am povești la care țin și acum. Cred că la Daniel a ajuns și el a trecut peste copertă și chiar a scris despre cartea la Daniel Cristianache. Și chiar a scris în 2000. Ei, eu cred că dacă... Da, la suprafață e un noroc. De exemplu, în Franța. Olimpia Varge a venit la Cărturești și a luat 10-15 cărți la grămadă. Așa, întâmplător i-a plăcut cartea mea. Nu zic că e mai... Ea a fost pe gustă. S-a bătut pentru carte, cartea a apărut în Franța. Dar nu pot să spun că asta a fost un noroc. Nu pot să uit, totuși, că acum 10 ani presa culturală începea cu editoriale actualitatea lui Emil Gârleanu. Fraților, aveam un fenomen literar în România. Asta contează foarte mult. Hai să nu neglijăm că editurile nu fac nimic sau că nu se întâmplă. Asta nu e o întâmplare. Deci sunt oameni care au muncit pentru a face lucrul ăsta și dacă au putut să cumpere cartea respectivă, e și meritul editurii care a făcut acel fenomen literar să existe. Și o să vedeți că lucrurile vor evolua foarte, foarte mult. Deja, cum să spun, s-a accelerat ritmul. Sunt acum vreo 50 de copyright-uri vândute. Silviu Lupescu, mie martor, cred că e în sală, eram al doilea copyright din istoria Poliromului vândut. Acum sunt vreo 50. Deci asta s-a întâmplat acum în 2 ani. Asta se întâmplă pentru... Și editura automat, în momentul în care vede că există interes, investește. Și vă mai spun o chestie. Eu am lucrat în promovare și credeți-mă că sunt expert în psihologia autorilor. Am lucrat cu autori, aș putea să scriu o carte. Nu există autori, toți autorii, inclusiv eu, sunt obsedați că nu primesc ceea ce merită, că nu sunt promovat. Există un pachet de promovare foarte important, peste tot. La editurile mari, nu zic doar la Poliromul. Dar contează foarte mult să apar la o editură mare și ca să atragi atenția. Și acest lucru nu poți să zici că ce a făcut editura, cum a publicat. Nu, e un lucru foarte important ca o editură din țara ta de vârf să te publice.